Bună seara, sunt Iana Popa și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Noul coronavirus a mai făcut o victimă printre lucrătorii medicali. O doctoriță care lucra la urgența de la Soroca a murit din cauza complicațiilor. Ea fusese printre primii medici contaminați din raion. Bilanțul total al îmbolnăvirilor continuă să crească în Republica Moldova. Testele de laborator au confirmat prezența virusului la 86 de persoane. Accidentele violente nu contenesc în capitală. Un automobil s-a răsturnat după ce s-a lovit de un taxi. Numărul total al îmbolnăvirilor cu noul coronavirus printre moldoveni a ajuns la 591. Asta după ce testele au confirmat prezența bolii la alte 86 de persoane. Dintre acestea, doar 7 cazuri sunt de import, celelalte fiind de transmitere locală. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, 33 la număr, urmat de raionul Ștefan Vodă cu 26 de cazuri și Fălești, unde sunt 4 cazuri. Printre bolnavii de astăzi, 17 sunt lucrători medicali. Dintre aceștia, 7 sunt de la Ștefan Vodă și numărul cazurilor de deces este în creștere. Pe lângă doctorița de la Soroca, încă o persoană a încetat din viață. Este vorba de un pacient în vârstă de 67 de ani care suferea de hepatită cronică. Astăzi au fost procesate 419 probe. De fapt, este cel mai înalt număr de probe care au fost procesate în ultimul timp. Ca rezultat, avem 86 de cazuri pozitive confirmate de COVID-19. Cumulativ avem 591 de cazuri. Cu regret, astăzi avem 2 cazuri de deces. Este vorba despre un lucrător din sfera medicală, despre o doamnă de 65 de ani, spitalizată la data de 26 martie, care a decedat astăzi. Vreau să menționez că doamna avea și anumite boli, precum este insuficiența cardiacă, hipertensiunea. Avem decesul încă unei persoane de 67 de ani, persoană care a fost internată la Institutul de Medicină Urgentă la data de 1 aprilie. Încă o doctoriță a murit fiind răpusă de coronavirus. Femeia care urma să împlinească vara aceasta 65 de ani a fost angajată a substanței medicale urgentă din Soroca, oraș considerat un focar de infecții printre lucrătorii medicali. Despre decesul Ludmilei Caraion nu a anunțat Ministerul Sănătății, ci oamenii ei apropiați care deplâng plecarea ei într-un asemenea mod tragic. Știrilor de la publicația Observatorul de Nord, Ludmila Caraion a avut grijă de sănătatea altora aproape 40 de ani, dintre care ultimii 10 a activat la Soroca și soțul ei lucrează medic în serviciul de urgență. Colegii doctoriței nu își pot explica cele întâmplate și le vine greu să se exprime la trecut atunci când o descriu. Eu ca colaborator, ca om, pot să spun că a fost un specialist, un om foarte bun. Pierdere pentru colectiv e foarte însemnată, adică pentru noi tragedie. Publicația mai scrie că toți angajații substanței medicale urgente din Soroca au fost testați astăzi la COVID-19. Situația din ultimele săptămâni este tot mai complicată la Soroca. Ieri, din cele 33 de cazuri confirmate de coronavirus la cetățenii raionului Soroca, în 27 de cazuri era vorba despre lucrători medicali ai Spitalului Raional Soroca, inclusiv medici și asistente medicale. Cum s-a ajuns la acest lucru nu poate să ne spună nimeni. Observatorul de Nord scrie că informațiile pe care anterior le spuneau medicii despre criza echipamentelor de protecție sunt mai aproape de adevăr decât tot ceea ce spunea conducerea spitalului că totul este bine și avem de toate. În total, în Republica Moldova au fost confirmate 8 decese de coronavirus. Acesta este al doilea caz când pleacă din viață un angajat al sistemului medical contaminat cu noul coronavirus. Anterior, boala a răpus o doctoriță care activa la serviciul de urgență din Cricova. Femeia avea 79 de ani. În timp ce Ministrul Sănătății anunța aseară despre încă o persoană decedată, femeia era deja îngropată de o zi. Reprezentanții Ministerului explică întârzierea printr-o problemă de comunicare. De partea cealaltă, conducerea raionului din Ștefan Vodă, de unde este victima, acuză Ministerul că ar încerca să ascundă situația reală, care este de speriat. În raion ar fi peste 50 de medici contaminați și asta nu e tot. Ieri, încă o femeie a decedat având simptome de coronavirus, dar nu a fost testată nici după moarte și aceasta a fost îngropată. Aseară am primit decizia de a institui regimul de carantină la Spitalul Raional din Ștefan Vodă.
astfel încât toți pacienții care sunt cu COVID au fost direcționați către municipiul Chișinău. Acestea au fost singurile informații comunicate de Ministerul Sănătății la briefingul matinal. Demnitara nu a pomenit nimic despre numărul de persoane care urmează să fie transferate la Chișinău și câți dintre aceștia sunt lucrători medicali. Am aflat mai multe de la conducerea Spitalului Raional. Potrivit vicedirectorului, aproape toți angajații instituției medicale, dar și cei de la policlinică ar fi infectați. Aici și secția de consultativ și Spitalul Raional. Absolut toți infectați, începând de la șefa de secție, în secția chirurgiei tot, peste 4 chirurgi infectați. În total, afirmă el, ar fi vorba de peste 50 de lucrători medicali confirmați. Câțiva încă mai așteaptă rezultatele testelor. Vicedirectorul spitalului mai spune că, deși au cerut de la Chișinău să vină să-i testeze, a fost refuzat pentru că nu aveau simptome. De astăzi, toți medicii și pacienții au fost transportați la Chișinău, întrucât spitalul a fost plasat în carantină. Astăzi, ultimul pacient în reanimație, am dat drumul acasă și s-a făcut dezinfectarea completă, total, de absolut tot. Și, practic, eu stângure în cui ușile. Tot am contactat, așa că eu absolut convins că e pozitiv. Între timp, în raionul Ștefan Vodă este și un caz de deces. Este vorba despre pacienta de 53 de ani, anunțată ieri de către Ministerul Sănătății. Deși moartea ei a fost comunicată aseară, femeia era deja îngropată de o zi. Aceasta locuia în satul Crocmaz. O altă situație ce trezește semne de îngrijorare este că ieri încă o femeie în vârstă de 79 de ani, tot din această localitate, a murit în urma unei pneumonii severe. Primarul satului afirmă că bătrâna a contactat cu persoane infectate și a cerut autorităților de la Chișinău să vină să-i preleveze probe, chiar și după deces. A așteptat până noaptea târziu, dar nu a mai venit nimeni, iar indicația pe care ar fi primit-o este să o îngroape cât mai rapid. Ne-au dat echipament și îmbrăcăm oamenii și o ducem la cimitir. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății a declarat că nu este la curent cu această situație, iar vicedirectorul Spitalului Raional spune că, într-adevăr, doamna era tratată la spital de o pneumonie severă, având și insuficiență cardiacă. Aceasta însă s-ar fi externat din instituție acum o săptămână. Vicedirectorul însă nu a exclus că ar fi putut lua virusul de prin spital. În total, conform statisticii oficiale, în raion sunt confirmate 57 de cazuri. Caz ieșit din comun în orașul Ungheni. Un medic de urgență a fost agresat fizic chiar de către cel care a cerut ajutor la 112. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă, persoana a lovit cu pumnii medicul care venise să o consulte. Lucrătorul medical s-a ales cu un traumatism craniocerebral și cu o fractură a oaselor nazale. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție. Cauza conflictului nu a fost anunțată. Centrul COVID-19 amenajat în pavilioanele Moldexpo încă nu este gata. Asta chiar dacă autoritățile centrale au vorbit că acesta își va deschide ușile chiar astăzi. Directorul Spitalului Improvizat a precizat că acesta a fost amenajat în proporție de 90% și ar putea fi activat în următoarele zile. Pentru început, aici vor fi în jur de 400 de paturi. Așa arată spațiul în care va fi internat un potențial suspect de coronavirus. Aici a fost amplasat un pat, un scaun și două aparate speciale. Aici lucrările continuă să fie întoi. Tineri îmbrăcați în haine militare amenajau saloanele improvizate. Asta chiar dacă azi centrul COVID-19 urma să fie inaugurat, conform lui Igor Dodon. Echipa TV8 a fost însă lăsată să filmeze doar la intrare și pentru puțin timp. Nu am reușit să surprindem în imagini băile și grupurile sanitare, însă primarul general a precizat ieri că acestea au fost deja montate. Despre activitatea centrului a vorbit directorul acestuia în cadrul conferinței de presă de dimineață alături de ministrul sănătății. În momentul dat sunt deschise trei zone, zona de triaj primar, zona de triaj de etapă unde va fi zona galbenă pentru pacienții gravi care dispune la ziua de astăzi de 80 de paturi, zona roșie care la ziua de astăzi dispune de capacitatea de 40 de paturi, deci deschis la moment sunt 10 paturi și adăugători în zona verde sunt deschise 100 de paturi.
Directorul a mai declarat că centrul este gata în proporție de 90%, iar astăzi era planificată instruirea epidemiologică a lucrătorilor medicali care vor munci aici. Mâine, în prima jumătate a zilei, se va simula internarea oamenilor. După aceste măsuri, în funcție de necesitate, indicație și momentul, centrul poate fi pus în funcțiune. Avem o abordare foarte strategică în privința activării acestui centru, pentru că ne dăm bine seama că pe lângă triajul persoanelor este vorba inclusiv și de plasarea unor persoane, acele teste de laborator care trebuie să fie realizate. De aceea, un element cheie îl reprezintă și măsurile de protecție individualizată a personalului care va fi în cadrul acestui centru. Anterior, prim-ministrul Ion Chicu spunea că centrul va avea o capacitate de 700 de locuri, însă directorul afirmă că pentru început vor fi amplasate 400 de paturi. Aici vor fi aduse persoanele care au simptome suspecte și tot aici vor aștepta rezultatele. Cei care vor fi confirmați pozitiv vor fi internați la spitalele strategice. Cele două laboratoare private din capitală autorizate să facă teste la noul coronavirus sunt luate cu asalt zilele acestea. De dimineață, în fața clădirilor, se formează cozi. Fie că au sau nu simptome, oamenii vor să se testeze pentru a sta liniștiți. În mare parte, cele mai multe cereri vin din partea agenților economici, care își trimit angajanții să se verifice. Nu îi sperie nici prețul de 700 de lei per test. Deși spun că lucrează cu maximă protecție și laboranții sunt expuși riscului de a se contamina. Acum o săptămână, Ministerul Sănătății susținea că 4 angajați ai unui laborator privat au fost testați pozitiv la coronavirus. Oamenii care vin să testeze încep să ocupe rând de obicei la 7:30 dimineața. Rândurile par mari și din cauza că se respectă distanța socială. La unul dintre cele două laboratoare private unde pot fi făcute testele de coronavirus, o angajată ne-a spus, dar nu la cameră, că solicitările au crescut mult în ultimele zile. Dacă anterior laboratorul preleva în jur de 30 de probe, în prezent sunt cam 150 pe zi. Majoritatea sunt angajați de la diferite companii care sunt trimiși de superiorii lor ca să se testeze. Însă probele pot fi prelevate și acasă. Pentru aceasta, setul este luat în ajun, iar a doua zi este adus la laborator. Dacă rezultatul este pozitiv, persoana este telefonată și anunțată să cheme 112. Și la celălalt laborator privat, solicitările au crescut esențial în ultima perioadă. Potrivit uneia dintre angajați, dacă acum aproape o lună aici lucrau 3 specialiști, în momentul actual sunt deja 5 și tot sunt puțini. Кроме работы с коронавирусом, у нас, естественно, есть и наша стандартная рутинная работа. Это и урогенитальные инфекции, и инфекции гепатиты, Б, С, Дельта. Также есть генетические исследования, и все это мы стараемся успевать делать в срок. COVID-19 очень сильно увеличил длину трудового дня, потому что мы обязуемся выдавать rezultate în течение 24 часов. Un singur laborant prelucrează 24 de probe în decurs de 5 ore. PCR laboratorie obično состоит из 3 комнат. Первая комната это комната экстракции нуклеиновых кислот, которую вы можете наблюдать. Большой довольно широкий спектр человеческих жидкостей либо человеческого материала. В данном случае при работе с коронавирусом используется материал дыхательных путей. Для этого процесса необходимы центрифуги, термостаты, специализированных пипеток высокой точности, ну и много мелких приспособлений. Deși specialiștii sunt bine echipați, iar spațiile de muncă sunt mereu dezinfectate, laborantul spune că riscul de a lua virusul în timpul muncii este mare. Какие риски? Риск есть того, что на пробирке, самой пробирке с материалом пациента может находиться коронавирус. И, естественно, потрогав пробирку даже в перчатках, потом случайно кто-то отвлечется из-за усталости или из-за чего поправит очки или поправит маску и дотронется до слизистых оболочек. То есть основные пути заражения – это слизистые, это рот, это нос, это глаза.
Acum o săptămână, Ministerul Sănătății a anunțat că cel puțin 4 angajați ai unui laborator privat au fost confirmați pozitiv la COVID-19. De altfel, specialiștii care muncesc în laboratoare se testează la câteva zile dacă nu cumva au contractat boala. Capacitatea laboratoarelor private este de cel mult 400-500 de teste în zi. Cazurile pozitive sunt anunțate autorităților publice pentru a fi incluse în bilanțul zilnic. La începutul săptămânii și Cabinetul de Ministri s-a testat la privat, achitând cu bani personal în jur de 700 de lei analiza. Statul deține la momentul de față doar un singur laborator unde ar putea fi procesate până la 700 de teste și la Bălți va fi activat unul. Ieri, liderul de la Tiraspol a declarat că vrea să amenajeze unul la Bender pentru a fi testați locuitorii din stânga Nistrului. Rugăciuni de printre nori. Câțiva clerici au citit rugăciuni de la bordul unui avion pentru a salva țara de coronavirus. Detalii vă spunem imediat la știri. Cei 180 de moldoveni care au rămas blocați în aeroportul din Praga au aterizat într-un final la Chișinău. Cursa charter a fost asigurată de un operator aviacech după ce pasagerii au procurat bilete de la o companie, în timp ce zborul încă nu fusese permis de Comisia pentru Situații Excepționale. Pentru ca să nu se pomenească în situații similare, Ministerul de Externe le cere oamenilor să nu procure etichete în avans, dar să aștepte să fie telefonați de ambasade, care aleg în baza listelor. Nu este clar dacă firma respectivă va fi anchetată. În următoarele 2 săptămâni au fost autorizate alte 14 zboruri. Nu a fost o problemă creată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Nu a fost o problemă creată de guvern. Dar ține mult la cetățenii noștri, de aceea ieri seara am comunicat intens cu domnul prim-ministru, am găsit înțelegeri din partea membrilor Comisiei Situații Excepționale ca să-i ajutăm pe acești cetățeni să revină acasă. La fel, ieri am avut o comunicare foarte intensă cu ministrul ceh de externe, domnul Tomáš Petrček, și cu misiunea noastră ca să găsim soluții de cazare, hrană pentru cei care au fost blocați la aeroport. Repet, pentru zborurile respective, agentul economic a vândut bilete fără a fi autorizat de către Comisia Situației Excepționale. Pentru a nu cădea în plasa escrocilor care vând bilete pentru zboruri fictive, ministrul le recomandă celor aflați peste hotare să se informeze doar din surse oficiale. Este foarte important ca doritorii să se înscrie în listele de așteptare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. Prioritate vor avea studenții, persoanele aflate la tratament medical și cele aflate în dificultate. Totodată, cetățenii selectați în baza criteriilor sus menționate vor fi contactați personal pentru a primi detalii privind modalitatea de achiziționare a biletelor de călătorie. În următoarele 2 săptămâni împărțite în 2 etape, au fost programate 14 curse charter. Astfel, pentru perioada 6-12 aprilie au fost aprobate zboruri charter excepționale din următoarele destinații: Frankfurt, Lisabona, Madrid, Bruxelles, Varșovia, Dublin, Londra. Alte 7 curse au fost stabilite pentru data de 13-19 aprilie. Este vorba de Amsterdam, Veneția, Paris, Berlin, Roma, Londra și Praga. Potrivit ultimelor decizii ale Comisiei, moldovenii neasigurați din punct de vedere medical sunt obligați să procure polița. Aceasta costă puțin peste 4.000 de lei. De asemenea, toți cei care revin în țară trebuie să stea 14 zile în autoizolare. În caz contrar, riscă amenzi de până la 25.000 de lei. Chiar dacă oficialii ne asigurau că produsele alimentare nu se vor scumpi, în mai multe magazine mari și de cartier, prețurile s-au majorat, ce-i drept, nu cu mult. Legumele, de exemplu, costă cu 5% mai mult, iar untul cu 4%, și carnea de găină este ceva mai scumpă, pe când cea de porc sau vită s-a ieftinit puțin. Constatările îi aparțin Consiliului Concurenței, care afirmă că nu a depistat abateri grave la comercializarea produselor alimentare, poate doar în cazul hrișcăi, când kilogramul a fost majorat în unele magazine chiar și cu 10 lei.
Conform Consiliului Concurenței, în comparație cu luna februarie, cel mai mult a crescut prețul pentru produsele lactate. Untul produs din lapte de vacă s-a scumpit cu aproape 4%, brânza cu aproape 3%, iar laptele cu aproximativ 2%. Tot cu 2% a crescut și prețul pentru carne de găină. Cu 1,5% a evoluat costul pentru crupe, iar prețul legumelor s-a majorat cu aproximativ 5%. Hrișca, pentru că a fost cumpărată mai ceva ca pâinea caldă, s-a scumpit cu aproape 50%, ajungând chiar și la 28 de lei. Însă, după intervenția Consiliului, prețul ar fi venit la cel de până la începutul agitației. În schimb, pâinea, ouăle de găină și uleiul de floarea soarelui sunt vândute la aceleași prețuri. Anterior, șeful statului ne-a asigurat că nu va permite comercianților să majoreze prețurile la cele mai importante produse alimentare. Vă preîntâmpinăm. Magazinele comerciale, în special produsele alimentare de primă necesitate. Noi cunoaștem că nu sunt premize la această etapă de majorare a prețurilor. Opriți această speculație. Și inspectorii fiscali au făcut controale prin magazine pe parcursul lunii martie. Din cele 164 de verificări au fost depistate încălcări în 23 de cazuri. Pentru produsele alimentare, precum hrișca, laptele, untul sau orezul, a fost majorat adaosul comercial între 0,6% și până la 8,36%. Și în farmacie au avut loc verificări. Astfel s-a stabilit că mănușele medicinale și dezinfectanții s-au scumpit cu aproape 25%. Serviciul fiscal a mai precizat că agenții economici urmează să fie sancționați conform legislației în vigoare. Cei fără un loc de muncă din cauza restricțiilor contra coronavirusului pot beneficia de un ajutor de șomaj în sumă de 2.775 de lei. Pentru aceasta, oamenii sunt îndemnați să se adreseze la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. O pot face la telefon sau prin intermediul poștei electronice. Banii pot fi solicitați inclusiv de moldovenii reveniți din străinătate. Astfel, pentru a primi acest ajutor, șomerii trebuie să se înregistreze la oficiile teritoriale ale agenției. Suportul financiar este prevăzut însă doar pe durata stării de urgență, adică cel mult 60 de zile. De el pot beneficia atât șomerii aflați pe teritoriul Republicii Moldova, cât și cei veniți de peste hotare, indiferent dacă au ori nu stagiul necesar de cotizare. Documentele pe care trebuie să le completeze pot fi găsite pe site-ul instituției, spune directoarea instituției. Persoana, pentru a primi ajutor de șomaj, în primul rând trebuie să prezinte un set de documente pentru să-i acordăm ajutorul de șomaj. În primul rând, la acest comunicat poate să descarce cererea pentru a solicita statutul de șomer, ea poate să o descarce, să o completeze, să o semneze și să o expedieze la o subdiviziune teritorială conform viziei de reședință, domiciliu sau locul de trai. De asemenea, acesta va trebui să completeze o declarație că nu are un loc de muncă și că nu dispune de venituri. Iată, în baza acestor documente, persoana este înregistrată cu statut de șomer. Odată ce este înregistrată cu statut de șomer, persoana mai depune încă o cerere pentru a beneficia de ajutor de șomaj, după cum a menționat doamna ministru, în mărimea de 2.775 de lei. Șomerii care deja beneficiază de ajutor de șomaj sau au obținut deja dreptul la ajutor în perioada stării de urgență, în cuantum mai mic decât 2.775 de lei, vor beneficia de compensarea diferenței. La bordul unui avion, câțiva clerici din municipiul Unghin au citit rugăciuni de la înălțime pentru a salva țara de coronavirus. Nava de mici dimensiuni a survolat tot spațiul aerian al Republicii. Zborul a fost asigurat de o companie de telecomunicații, iar directorul acestuia a pilotat personal avionul. Zborul a început la vadul lui Vodă. Însoțit de cei doi clerici, preasfințitul episcop Petru de la Ungheni și Nisporeni au sfințit avionul, după care au pornit în drumul crucii, doar că pe calea aeriană. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință, binecredincioșilor creștini. Asupra celor protivnici dăruiește și... Avionul a survolat țara timp de 3 ore, iar în această perioadă preoții au citit rugăciuni pentru a salva țara de pericolul coronavirusului.
Cursa Avia a fost asigurată de o companie locală de telecomunicații, iar ideea ar fi venit de la clerici. Într-un comunicat de presă, Episcopia Ungheni mai spune că la bord au fost luată icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăț și icoana Maicii Domnului Kasperskaya, în jurul căreia sunt plasate 43 de sfinte moaște ale sfinților din toată lumea. Noi ieftiniri la carburanți. Mai multe stații PECO au afișat astăzi prețuri mai mici la carburanți. Astfel, un litru de motorină costă în medie cu 55 de bani mai puțin decât a fost până acum, iar benzina cu 25 de bani. Gazul lichefiat s-a ieftinit cu 10 bani. Ieftinirea vine la 2 săptămâni după ce petroliștii au scăzut prețurile la panou. Un litru de motorină putea fi cumpărat astăzi cu 14,24 de lei, comparativ cu 14,79 de lei. Prețul pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 este de 16 lei 47 de bani, comparativ cu 16 lei 72 de bani acum o zi. Gazul lichefiat costă 9 lei 77 de bani, în comparație cu 9 lei 87 de bani. De la începutul lunii martie și până astăzi, prețul la carburanți în Republica Moldova a scăzut deja de 3 ori, ultima dată fiind pe 20 martie. Experții economici susțin că prețurile sunt în scădere din cauza coronavirusului, a crizei mondiale și a războiului energetic între producătorii de petrol. Amintim că din martie 2019 petroliștii stabilesc de sine stătător prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, fără să depășească rata de rentabilitate anuală de 10%. Va deveni tată la 89 de ani. Micuțul care va veni pe lume băiat va fi cel de-al patrulea moștenitor al tatălui. Despre cine este vorba, vă spunem imediat la știri. Fermierii mici riscă să rămână cu roada compromisă din cauza situației de urgență instituite în țară. În condițiile în care toate piețele din țară au fost închise, pierderile agricultorilor sunt colosale, afirmă deputatul platformei DA, Alexandru Slusăr, care a condus anterior Asociația Producătorilor Agricoli. Pentru a redresa situația, parlamentarul propune un set de măsuri concrete. Printre acestea se numără și legalizarea comerțului stradal. Să fie permis pe perioada stării de urgență, comerțul stradal, în anumite perioade de timp, cu respectarea tuturor normelor sanitare de protecție antiepidemiologică, doar pentru producătorii autohtoni, în baza certificatelor de la primărie, ce atestă proveniența producției. De ani buni, reprezentanții businessului mic sunt limitați în posibilitatea de a-și vinde legumele și pomușoarele în țară. Marile rețele de magazine din țară refuză colaborarea cu mici întreprinzători, întrucât puțini dintre ei pot garanta cantități suficiente pentru aprovizionare și, în perioada în care piețele agricole sunt închise, singura soluție de a vinde marfa rămân supermarketurile. În toate unitățile comerciale ce comercializează produsele alimentare, să fie introdusă obligația ca legume și pomușoare de sezon în perioada stării de urgență să fie asigurată prezența lor pe rafturi a mărfurilor autohtone în cota de cel puțin 50% din totalul sortimentului de produse de acest gen. Și vânzarea directă de pe locul plantației sau din serie cu respectarea tuturor normelor sanitare ar fi o soluție, iar ca fermierii să nu falimenteze, inițiativele trebuie să fie aplicate chiar de luni. Primesc multiple apeluri din partea acestor fermieri care riscă să intre în insolvență, să nu aibă bani nu doar pentru dezvoltarea businessului mic de care dispun familiile lor, dar pentru întreținerea acestor familii. Primii o să plângă acum cei care fac în terenuri protejate produsul. Aici sunt și producători de legume, cum sunt castraveți, da, primii castraveți. Și la noi prima căpșună care trebuie să apară mai pe 15 aprilie, primele partide, la niște soiuri mai precoce. Restul, după 15 mai, o să apară problema și la cei care cultivă în teren deschis. Însă, chiar și după ridicarea stării de urgență, situația din acest domeniu nu se va schimba esențial.
Eu nu cred că la 15 mai situația se va restabili în totalitate cum a fost până la introducerea carantinii. Eu aș spera să fie așa și mergem mai departe mai ușor. Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, din 23 martie a fost reluată activitatea magazinelor agricole specializate în comercializarea semințelor, produselor de uz fitosanitar, forajelor și altor materii prime. Măsurile anticriză pentru care guvernul Chicu și-a asumat răspunderea ar ascunde scheme de corupție și nu au nimic în comun cu starea de urgență. Acuzația vine din partea deputatului partidului Șor, Denis Uleanov, care mai spune că procedura de asumare a răspunderei a fost viciată și poate fi considerată nulă din punct de vedere juridic. Și asta pentru că prim-ministrul nu a prezentat pachetul de legi în fața deputaților. А заявление юриста Бытрынча о том, что своим отсутствием на заседании правительство обеспечило вступление в силу этого проекта, выходит за всякие рамки правовой логики. O situație similară a fost în 2011, când guvernul condus de Vlad Filat nu a prezentat în Parlament un proiect de lege pentru care și-a asumat răspundere. Atunci, Curtea Constituțională a hotărât că o astfel de acțiune a fost ilegală. Кроме того, в том же решении Конституционный суд отмечает, процедура принятия на себя ответственности правительством не исключает и не может использоваться для исключения парламентского контроля посредством инициирования процедуры выражения недоверия. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu. Despre faptul că în spatele proiectului s-ar ascunde unele scheme au vorbit și alți deputați din opoziție. Parlamentarul grupului Pro-Moldova, Andrean Candu, a declarat că 90% din măsuri promovează scheme de duty-free, comercializarea țigărilor, procurarea minereurilor și altele. Și deputatul PAS, Mihai Popșoi, a declarat că inițiativele incluse în pachetul anticriză sunt în favoarea socialiștilor și a democraților. Astăzi, ministrul finanțelor, Sergiu Pușcuța, a venit cu explicații și a calificat acțiunile ca fiind niște falsuri și insinuări irresponsabile. Persoanele care le-au generat nici nu au încercat să citească atent legea și să intre în esența acelor modificări care sunt propuse de guvern. Sau cel puțin, dacă nu este clar, este posibil a contacta specialiștii de la Ministerul Finanțelor. Ședința Parlamentului la care urma să fie discutat pachetul de legi nu a avut loc din lipsă de quorum. Socialiștii și democrații, care formează o majoritate parlamentară, au boicotat ședința. Igor Dodon, acuzat de unii oponenți politici că își face campanie electorală din lupta cu noul coronavirus, dă asigurări că nu este deloc cu gândul la alegerile prezidențiale, pentru că, spune el, are acum alte preocupări. Mai mult, dacă în toamnă va urma un nou val de îmbolnăviri, așa cum estimează specialiștii, atunci și alegerile ar putea fi amânate. Noi acum nu ne gândim la alegeri. Eu cred că la alegeri se gândesc oponenții noștri mai mult, care deja se văd în campanie electorală. Noi avem alte priorități. Dar, conform procedurii, alegerile pot fi anulate, evident, prezidențiale, parlamentare, doar în cazul situației de urgență. Totuși, șeful statului speră că starea de urgență, care se va sfârși pe 15 mai, să nu mai fie prelungită. Însă totul depinde de cum vor evolua cazurile de îmbolnăviri. Din domeniul medical sănătății spun că ar putea fi un nou val, am auzit declarațiile OMS-ului și a doamnei ministru al sănătății, că chiar dacă va scădea în luna mai-iunie, am putea avea un nou val în toamnă. Dacă în toamnă vom avea o situație ca acum. Și se va ajunge la declararea unei noi situații de urgență, dar este declarat doar prin majoritate, prin Parlament, cu 51 de voturi. Atunci, evident, alegerile vor fi amânate. Anterior, președintele a sugerat că 18 octombrie este o dată potrivită pentru a desfășura alegerile prezidențiale. Până acum, doi politicieni și-au anunțat candidaturile. Este vorba despre Andrei Năstase de la Platforma DA și Octavian Țicu de la Partidul Unității Naționale. Chiar dacă traficul din capitală ar urma să fie mai lejer din cauza că bugetarii sunt în vacanță, iar autoritățile ne cer să stăm acasă, pe străzile capitalei accidentele grave se țin lanț. Un automobil a ajuns cu roțele în sus după ce s-a ciocnit violent cu un taxi. În urma impactului nimeni nu a avut de suferit, însă ambii șoferi au apelat serviciul 112. Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Vasile Alexandri cu Mihail Cogălnicianu. În urma impactului, Volkswagenul s-a răsturnat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Șoferii implicați în accident nu au vrut să ne spună cum s-a produs impactul. Când am vorbit și dat în pașul. Cum s-a întâmplat?
Și ești surd? Da, la fața locului a venit și un echipaj de salvatori care a repus automobilul pe roți. Ambele mașini au fost grav avariate, fiind luate de la locul accidentului cu ajutorul evacuatoarelor. Poliția încă nu poate spune cine se face vinovat de producerea accidentului și care este schema preliminară. Șoferul vinovat riscă 6 puncte de penalizare și 1500 de lei amendă. Temperaturile cu minus vor dispărea în următoarele nopți. Mâine în țară se prevede vreme frumoasă, cu maxime de până la 17 grade. Noaptea se așteaptă 2 grade, dar deja cu plus. Și duminică ne așteaptă vreme senină și caldă. Potrivit prognozelor meteo, timpul frumos se va menține și la începutul săptămânii viitoare, când se prevăd în unele regiuni chiar și 23 de grade în cursul zilei. Un bărbat din capitală în vârstă de 70 de ani a fost reținut pentru că și-ar fi împușcat mortal soția dintr-o armă pe care o deținea legal. Poliția a fost alertată de către fiul cuplului. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit identitatea femeii, care s-a dovedit a fi în vârstă de 47 de ani, iar la examinare de către medicul legist a fost pe suprafața corpului a fost depistată o plagă prin împușcătură. Crima s-a produs într-un apartament de pe strada Zodiac din centrul capitalei. Potrivit poliției, motivul omorului ar fi gelozia. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Și-a jefuit propria mamă. Este isprava unui bărbat de 31 de ani din capitală. S-a întâmplat acum câteva zile, iar cea care a alertat poliția a fost chiar mama acestuia. Făptașul și-a recunoscut vina și riscă până la 7 ani de închisoare. Potrivit poliției, bărbatul ar fi sustras telefonul după ce s-ar fi certat cu mama lui. Femeia s-a plâns polițiștilor că băiatul ei a mai recurs la asemenea gesturi, fiind anterior judecat pentru infracțiuni similare. Da. Pentru ce ați fost adus la poliție? Caz cu telefon. Și caz? Ce ați făcut anume? Caz la mamă telefon. Ați luat telefonul? Da. De la cine? La mamă. Dar de la mamică, pentru ce ai luat telefonul? Pentru fapta comisă, bărbatul riscă să-și petreacă următorii 7 ani după gratii. Pe mâna oamenilor legii au ajuns și 2 minori din Chișinău și Strășeni. În plină carantină, cei 2 hoți în vârstă de 15 și respectiv 16 ani ar fi furat 2 biciclete din scara unui bloc de locuit din Chișinău. Ulterior, băieții au reușit să vândă una dintre biciclete, oamenii legii fiind în căutarea acesteia. Cea de-a 2-a bicicletă urmează a fi returnată proprietarului. Suma prejudiciului cauzată de minori se ridică la circa 8.000 de lei. În cadrul audierilor, cei 2 și-au recunoscut vinovăția. Tatăl la 89 de ani, miliardarul Bernie Ecclestone, fost director executiv al Formula One Group, companie care administrează competiția Formula 1, va deveni tată de băiat. Soția sa, o braziliancă de 43 de ani, va duce copilul pe lume în luna iulie a acestui an. El va fi al 4-lea moștenitor al magnatului britanic și unicul băiat din familia acestuia. Miliardarul britanic va împlini în luna octombrie vârsta de 90 de ani. El mai are 3 fete din căsătoriile anterioare, cea mai mare fiind de 65 de ani și este bunic pentru 5 nepoți. Soția actuală, Fabiana Flossi, își dorește ca băiatul să fie sănătos și să nu aibă predilecție vreodată pentru cursele de Formula 1. Bernie Ecclestone a plecat de la conducerea Formula 1 acum 4 ani. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează un nou film la TV8, iar la 21:30 nu ratați emisiunea Întreabă Ghețu. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe site-ul tv8.md, iar noi le vom transforma în știre. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!